Milioane de români așteaptă cu sufletul la gură fluierul începerii meciului dintre naționala noastră și echipa Olandei. Partida va fi disputată începând cu ora 19 pe Alianța Arena din München în optimile Euro 2024. Se anunță o luptă grea în condițiile în care toți jucătorii de câmp ai Olandei au evoluat în acest sezon din Champions League, iar naționala noastră este lipsită de serviciile lui Nicușor Bancu, suspendat din cauza unui cumul de cartonașe. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiție fără precedent și sacrificiu total într-o singură direcție. A transmis Edi înainte de meciul cu Olanda. Antrenorul selecționatei olandeze Ronald Cuman abordează și el cu toată seriozitatea confruntarea echipei sale cu echipa României. Vorbim de o echipă agresivă, inteligentă în apărare, sunt puternici și fizic. Au jucători de mijloc foarte buni la lovituri libere și cornere și cred că asta e suficient, a spus Cuman despre tricolori. Pentru meciul din această seară, în tribunele Alianța Arena, ar putea fi circa 40.000 de români. Mulți dintre ei și-au achiziționat bilete cu mult timp înainte, deși nu știau dacă tricolori colorii vor ajunge în optimile de finală.